Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit la un nou episod dintr-o zi din viața unui culturist. Astăzi este miercuri, este zi de brațe, așa că m-am decis să pun mâna pe cameră și să vă prezint încă o zi din viața unui culturist. Tocmai ce m-am trezit este ora 8 și 20 de minute. Mi-am făcut băutura pe care știți că o beau înainte de cardio, anume 10 grame de glutamină, 10 grame de aminoacizi esențiali, 10 grame BCA, o cupă de greens, o lămâie stoarsă și 5-600 de ml de apă. Asta beau înainte de cardio pe stomacul gol, după care voi face 20 de minute de cardio. După care vom mânca prima masă, care va fi formată din cremă de orez, albuș de ou, banană și așa mai departe, dar o să vedeți atunci. Bun, domnilor, momentan abia mi-am făcut băutura, abia aștept să o beau și trebuie să mă bag la cardio. Mi-am făcut și un espresso pentru energie, așa că va fi un vlog foarte interesant, rămâneți aproape. Ok, domnilor, haideți să vă arăt puțin și produsele pe care le folosesc pentru cei care sunt mai noi pe canal sau pentru cei care nu știu. Cam așa arată băutura pe care o beau înainte de cardio, pe stomacul gol. Și după cum v-am zis, avem o cupă de greens, o foarte bună sursă de fibre, ierburi uscate și măcinate. Avem 10 grame de glutamină. Așa, avem 10 grame de aminoacizi BCA, care conține și aminoacizi esențiali și neesențiali, și aminoacizi esențiali, tot 10 grame, valina leucină și izoleucină. Bun, domnilor, pentru toate suplimentele pe care noi le folosim, aveți și codurile noastre de reducere care vă oferă 10% reducere la toată comanda, Miron VTB sau Lolo VTB. Aveți transport gratis la comenzi peste 200 de lei. Puteți face comandă și de oriunde din Uniunea Europeană, cu excepție Marea Britanie, pentru că acum este foarte complicat cu transportul acolo. De pe vitabolic.eu, codurile noastre sunt valabile și acolo, aveți linkul în descriere, iar dacă nu vă descurcați la alegerea suplimentelor, ne puteți scrie ori mie, ori lui Iubi pe Instagram și vă ajutăm cu drag. Bun, domnilor, nu mai pierd timpul pentru că m-am lungit destul de mult și deja m-am luat foame, trebuie să fac și cardio. Ne vedem după cardio cu prima masă a zilei. Power. Bun, domnilor, gata cardio și voiam să vă arăt, s-a trezit și eu, bi spală vasele acolo, stați doar să... da, o vedeți, încadrată un pic acolo. Vreau să vă arăt și să vă dau așa ca un mic tips din partea mea, ce folosesc eu ca și antioxidant în perioada asta, pentru că știți că sunt într-o perioadă de detox. Pe lângă NAC, care vi l-am arătat în vlogurile anterioare, dar o să vi l-arăt și pe parcursul zilei când iau suplimentele, vreau să vă recomand ceva super tare. Se cheamă superoxid dismutază. Aici este. Din păcate am aruncat cutiuța. Este suc de orz. Este un antioxidant foarte puternic. Sunt fiole. Căutați pe Google SOD, superoxid dismutază, și o să găsiți. Ce fac aceste fiole? Trebuie să le țineți la rece, le serviți cu jumătate de oră, 20 minute înainte de masă, de 3 ori pe zi. Practic, antioxidanții luptă cu radicalii liberi. Ce sunt acești radicali liberi? Ei bine, radicalii liberi sunt molecule care nu sunt stabile electronic și nu au electroni stabili, și acestea atacă alte celule bune din corpul nostru pentru a reface balanța aceasta electronică, iar antioxidanții donează, între ghilimele, din moleculele lor electrostatice pentru a diminua efectul agresiv al radicalilor liberi, adică pentru a echilibra balanța electrolitică. Antioxidanții pot fi numiți elixirul tinereții, deoarece, după cum și denumirea spune, antioxidare. Iar oxidarea, ca să înțelegeți voi cel mai bine, să iați un măr, lăsați-l jumătate de oră, o oră pe masă, vedeți cum se oxidează, cum se face maroniu. Ei, asta se produce și cu celulele noastre. Iubi se bagă la cardio, eu mă pun să fac prima masă, de fapt o să beau ăsta
și vor trece 20 minute până la prima masă și revin cu prima masă a zilei. Paul, domnilor, salută și tuturor cei mustăcioși. Neața. Neața și oriceilor mustăcioși. Da. Cam atât. Cam atât pe azi. Ok, domnilor, am revenit cu prima masă. Ia uitați-o pe Mimi. Tomiță stă afară, cu toate că bate vântul, dar văd că doarme foarte relaxat. Hai, Mișa! Prima masă a zilei este o clătită proteică formată din 250 ml de albuș plus 130 g de făină integrală de orez plus o banană în blat plus niște nuci pecan pentru grăsimi și un ceai londonez pentru o digestie mult mai bună. Mimi, du-te și tu la cardio. Mă pun să mănânc, domnilor, și revenim cu update. Power. Ok, domnilor, am plecat spre sală și în drum spre sală ne-am oprit puțin la o croitorie unde aveam ceva treabă. Am mers să rezolvăm câteva chestii pentru că deja cu proiectul pe care l-am pregătit pentru voi s-a întârziat foarte mult. S-a întârziat nu din vina noastră, pentru că noi suntem super încântați și abia așteptăm să începem, ci din nepăsare și neseriozitatea oamenilor din jur cu care lucrăm. Dar suntem abia la început, cu siguranță că pe viitor vom alege mult mai bine și vom ști cum să punem problema și vom oferi și mai multă calitate. Dar trebuie să începem de undeva și trebuie să învățăm și din greșeli. Acum ne-am oprit, mâncăm masa pre-workout, care este compusă din piept de pui, păstăi și orez alb. Mâncăm, domnilor, mergem la sală și facem un antrenament incendiar de brațe. Ne vedem direct de la sală. Power! Ok, domnilor, iată că am ajuns într-un final la antrenament. După cum v-am zis, brațe? Da. Brațe, nu? Bun. Începem cu mușchi. Începem cu tricepsul, după care cu bicepsul, dar vă lăsăm să vedeți antrenamentul, pentru că va fi unul hardcore. Sper să vină tricoul ăsta până la final, pentru că este cam strâmt. Mi-am uitat tricoul de antrenament acasă, așa că voi face în tricoul acesta. Este mai casual, dar merge. Știți vorba aia, când la 1 ai antrenament și la 3 ai nuntă. Haideți să-i dăm tare antrenamentul. Power! Okay.
Ok, domnilor, am terminat cu tricepsul. Ați văzut exercițiile pe care le-am executat astăzi. Vom trece la biceps, 3 exerciții, marși late, intensitate ridicată, câte o serie de lucru. Mai avem încă o săptămână și 2 zile până începem perioada de masă musculară și se va schimba radical și antrenamentul, și alimentația și tot. Așa că haideți să-i dăm înainte. Power! Bun, domnilor, ultimul exercițiu, flexi hammer la scripete cu scoara. Cam ăsta a fost antrenamentul nostru de brațe. Suntem rupți de foame, suntem pe low, așa că ne grăbim să mergem acasă și revenim direct cu masa post-workout, masa de după antrenament. Haideți, power! Ok, domnilor, am ajuns într-un final acasă și Iubi pregătește mesele. De fapt, le punem farfurie pentru că sunt deja făcute. Și cât timp prepară sau pregătește iubii mesele, vreau să vă spun o întâmplare amuzantă. Ieri m-am trezit și am văzut pe pagina de Facebook a lui Pavel Bartoș, nu-l urmăream, dar mi-a trimis un prieten, am văzut că mi-a folosit poza, o poză de la concurs, o să o atașez aici ca să o vedeți, și și-a însușit imaginea. Bineînțeles, era o postare în glumă, și-a pus capul lui peste trupul meu de la concurs
Inițial m-am supărat puțin pentru că era de apreciat să îmi dea măcar un tag dacă tot mi-a folosit imaginea. I-am comentat pe Instagram, i-am spus că ar fi de apreciat să dea un tag pentru că și-a însușit acea imagine și a și făcut foarte multe like-uri cu ea, mai mult decât avea la alte poze. Omul mi-a dat like, a zis că n-a știut pentru că așa a primit editul, dar ce mi s-a părut mai tare a fost că a pus un poster de la de la Vocea României și posterul acela care spunea că este posterul noului sezon era tot la fel cu mine și cu capul lui pus pe corp. O să vedeți aici și storul pus de Pavel Bartoș. A fost o întâmplare amuzantă și sper eu că ușor, ușor să putem intra și pe nișa asta a oamenilor normali, să putem să facem cunoscut sportul ăsta care este destul de tabu în România, dar văd că din ce în ce mai mult lumea se înclină spre fitness, spre alimentație sănătoasă, spre suplimente, tot mai mulți vor să slăbească, să facă mușchi și începe lumea să caute și informații reale, începe să lucreze cu antrenori și asta nu face decât să mă bucure. Și cred eu că în câțiva ani industria fitness-ului din România va fi pe o cale mult mai bună. Haideți să vedem ce pregătește cicurica mea. Poftiți? Se ceartă cu Tomițena. Ok, domnilor, asta este masa de după antrenament. Avem păstăi verzi, piept de pui și orez, iubiare, pește, doradă.